faceți macaraua întâi, Vasile? Radem totul până la nivelul asfaltului și în afară de insulele acelea mai rămân ce? Cablurile. Operațiunea nu este deloc dificilă, nu încurcă traficul și nici nu va dura prea mult. În 2 săptămâni de zile să se termine cu toate stațiile de taxare de acces în stațiune. Controversatele bariere au fost instalate în 2003. Din punct de vedere financiar, au susținut proiectele cultural-artistice din stațiune. Concertele cu braziliencele, concertele în aer liber de toate felurile din piațeta de la Casino, toate aceste activități care, în cele din urmă, ce făceau? Creșteau notorietatea stațiunii Mamaia și, pe cale de consecință, creștea nu numai audiența, ci și numărul de turiști. Motivele care au dus la desființarea taxei de acces sunt mai multe. Nu mai puteam asigura personal în condițiile legii ca să încasăm taxa. 2. Pentru că a fost o decizie politică, dacă vreți, luată, inițiată de către primar și adoptată de către Consiliul Local, ca în momente de criză, vezi anul 2011, să nu mai încasăm această taxă. Autoritățile locale lucrează acum la alte proiecte menite să aducă mai mulți turiști și mai multe fonduri.